Capitolul 14. Moartea lui Ioan Botezătorul. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mamă sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de au dat de știre lui Isus. Înmulțirea pâinilor. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis: locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Isus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Umblarea pe mare. Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Isus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis: cu adevărat, tu
Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți câți s-au atins, s-au vindecat.